Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă. Am astăzi o mare bucurie să abordez un subiect foarte important, și anume despre consilierea premaritală. Dar nu poți să vorbești despre lucrurile acestea cu oricine. De asta astăzi l-am ca invitat pe un psihoterapeut foarte bun, care este și pastor, care este și predicator, dar care este și prieten al familiei noastre. Frate Horatiu, vă mulțumesc foarte mult că ați onorat invitația noastră. Cu mare drag, eu mă simt onorat să fiu împreună cu voi în această zi. Ce faceți? Cum sunteți? Foarte bine. Mulțumim Domnului Isus. Um, el e bun și astăzi și în fiecare zi. Mi-aduc aminte când ne-am întâlnit prima dată în urmă cu ani de zile. Eram un mega, mega tânăr, îndrăgostit de soția mea. <laughs> și tot timpul mă bătea ca la cap. Abia aștept să-l cunoști pe fratele Horat, abia, -am zis, mă, Ok, cred că e un alt om simplu, fain. Dar când am văzut, știam că ați făcut școală teologică, știam că sunteți pregătit ca psihoterapeut și am văzut că predicați oamenilor simple, adevăruri destul de, de grele, lucruri complicate. Și am zis, mai până și un om simplu îl înțelege, am zis că odată vreau să facem un podcast, dar nu orice fel de podcast. Vreau să intrăm direct în subiect, pentru că mai mulți urmăritori de vorbă podcast au zis că hai să facem și podcasturi tematice pe consiliere. Am vrut să vă întreb, cu expertiza da. dumneavoastră. Ce este consilierea premaritală? Și întreb asta din perspectiva tinerilor care vor să se căsătorească, dar nu vor să se ducă la pastor, la consilier, ca să nu afle anumite lucruri. De ce e importantă? Dacă ați putea să ne spuneți. Chiar și termenul de consiliere, pentru unii este ceva tabu. Și anume, te duci la consiliere doar dacă ai probleme. Da, Dar de verzi. cum, dacă o consiliere premaritală ce au nevoie doi tineri care să iubesc, sunt îndrăgostiți că de aceea vor să se căsătorească ce au ei nevoie de consiliere este frumos timpul acela înainte de căsătorie să trăiești uh, uh, foarte îndrăgostit și de abia aștept să te întâlnești cu ea cu el e grozav dar când începe acea căsătorie și când începe, de fapt, viața de familie, se unesc doi oameni cu două trecuturi foarte diferite. Trecuturi care au în compoziția lor educație, au viața de familie foarte diferită, părinți foarte diferiți, au trecut prin anumite contexte foarte diferite. Și la un moment dat aceste contexte se întâlnesc sau mai grav de multe ori se ciocnesc. Și lucrurile, din păcate, nu ies foarte bine. Degenerează. Degenerează. Pentru că de cele mai multe ori, din păcate, am văzut, oamenii se căsătoresc din motive greșite. Pentru că ei se căsătoresc din motive greșite, au așteptări greșite. Când ai așteptări greșite și viața nu prea este așa cum ți-ai plănuit-o, ți-ai planificat-o de dinainte, încep conflictele. Mm. Și atunci, de ce este importantă consilierea? Și mai ales consilierea premaritală. Pentru că îți poate salva căsnicia. Wow, okay. Consilierea premaritală și astăzi spun foarte multor tineri, chiar acum sunt în procesul cu patru cupluri care doresc să se căsătorească și au ales ca să facă această consiliere premaritală și astăzi primul lucru care le-am spus consilierea premaritală îți va salva căsnicia mm. Pentru că nu discutăm doar despre uh, bani, uh, sex, uh, copii și alte cele. Discutăm despre noi. Mm. Și anume discutăm despre fiecare persoană, despre fiecare individ în parte. Mm. Și anume tot ce înseamnă problema inimii, tot ce înseamnă răn, tot ce înseamnă anumite tipare cu care tu intri în această relație. Și au fost cazuri când, în urma consilierii premaritale, nu s-au mai căsătorit atunci când și-au și -au programat. Pentru că au văzut și el și ea, pentru că de fiecare dată discuțiile sunt doar cu amândoi prezenți acolo, că n-ar putea să facă față la anumite probleme care s-au descoperit acolo, în consiliere. Hmm. Pentru că unii intră în căznicie cu foarte multe secrete. Când în căznicie, secretele nu-și au locul. Dacă ai ales să mergi cu domnișoara, cu domnișorul, să vă căsătoriți, secretele nu au ce căuta acolo. Și în cadrul unor ședințe de consiliere premaritală s-au descoperit multe adevăruri. A descoperit multe secrete pe care nici el sau ea nu dorea să le scoată la suprafață. Au fost puse sub preș, Au fost puse sub foarte bine acolo, ascunse sub tot felul de lucruri, sub tot felul de uh, lucrare. Facem lucrarea Domnului, uh, sunt implicat și vrea foarte mult să vorbească despre asta. Dar când vreau să mă duc un pic acolo mai de dedesubt, uh, imediat deja devenea foarte uh, inconfortabil și am zis trebuie să mergem acolo neapărat. Și mm. atunci când celălalt a văzut că, de fapt, lucrurile nu sunt doar ceea ce se vede la suprafață, îți va trebui să amânăm nunta. Oh. Pentru că noi va trebui să avem nevoie întâi de vindecare personală. Noi va trebui să avem pocăință personală, după care să reluăm relația de la un alt nivel. Și așa putem să începem cu adevărat căsnicia. E dureros. Foarte foarte înțelept ce spuneți și foarte, uh, mi se pare, de actualitate. Pentru că am auzit și văd cupluri care au pus preș tot ceea ce a spus dumneavoastră și au să că că noi le rezolvăm, că suntem diferiți de tate și de mame. Dar din ce am înțeles de la dumneavoastră este că fiecare vine cu bagajul lui, secretele lui, aturile lui, lucrurile rele. Da. Dar dacă nu le rezolvă de la început, să spună, băi, ăsta este adevărul, după asta vor, armea, vor, urma, um, vor, avea loc urmări destul de groaznice. Și nu e chestia aia că spui, bă, dar ce o să zică oamenii când nu ne căsătorim acum? Înțeleg de la dumneavoastră că în faza aia trebuie rezolvate. Nu e problema asta. Adică E dureros când ai zis, ok, mă căsătoresc în iunie, dar de fapt puțin că nu putem, că va trebui să o amânăm, poate că pe toamnă sau poate chiar la anul. Aia înseamnă o persoană responsabilă. Pentru că doar o să spui, păi o să ne căsătorim și le rezolvăm în timp. Nu le rezolvi în timp. Pentru că acum sunt doi indivizi, și vorbesc de doi indivizi care nu au trăit împreună. Da? Pentru că dacă cei doi indivizi și au trăit împreună, lucrurile se complică și mai mult. Okay. Dar vorbesc doar de această situație ideală și biblică. Și să spuneți și de situația cealaltă, pentru că sunt oameni care asul care au făcut. Ce se poate face în cazul lor Da. după ce îi tratăm pe de prima? Deci, situația ideală este că doi tineri care n-au trăit împreună sunt biblici dar vin cu niște tipare, vin cu niște bagaje din familiile lor. Și tot timpul spun, dragilor, din bagajele pe care le aveți, trebuie să le lăsați acasă. Pentru că începând din data de, voi începe să vă faceți bagajul vostru. Nu mai este bagajul meu și al tău, este bagajul nostru. Dacă tu intri în căsnicia aceasta cu tot felul de lucruri de la casă, de la mama, tata, bunici și așa mai departe și tu ca soț și tu ca soție când le aduci împreună nu mai știi care e a meu și care e a tău okay. și încep acele judecăți din cauza ta, din cauza ta, din cauza ei, din cauza lui mama ta din cauza tatălui tău din cau și oamenii nu se mai văd pe ei și lucrul e care este foarte greu în considerare de familie, atunci când vine familia în consiliere cu problemele acestea, primul lucru care se face este să se diferențieze bagajele. Cine ce a adus în căsnicie și de ce trebuie să scape? Ca să revină la starea inițială bagajul nostru. Că pocăința nu este în mers. Domnul îi spune bisericii din Efes, știu dragostea ta, dar cea împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Da, și acum da. e momentul ce să facă? Pocăiește-te și întoarce-te. Pentru că noi vrem foarte multe uh, scurtături în relația noastră cu Domnul. La fel și în căsnicie. Oamenii vor foarte multe scurtături. Uh, hai că rezolvăm asta în mers. Nu se poate așa ceva. Trebuie să ne întoarcem să vedem de unde am ieșit. Pe arătură, de unde am greșit, de fapt, drumul pe care a fost sortit ca să mergem împreună cu Dumnezeu. Și atunci, consilierea premaritală, eu, de fapt, ca și pastor, eu n-am mai cununat pe nimeni până când nu există consilierea premaritală. Hmm. Ori la mine, ori la alt consilier, ori la alt pastor, nu contează asta. Dar eu nu pot ca să aduc înaintea domnului familia aceasta și să ceri binecuvântarea lui Dumnezeu peste o familie care nu au recunoscut greșeli. Nu au dat cărțile pe față. Nu au dat cărțile pe față acolo și sunt o grămadă de secrete și am zis de ce? Pentru că nu vreau să deveniți clienții mei peste 2, 3, 5 ani. Wow, asta da. Da? Da, da, da. Și un lucru pe care l-am observat în ultimii ani, din păcate, încep divorțul după 3 luni de căsătorie. Șase luni de căsătorie, un an, un an jumate, ceea ce este clar un semnal mare, mare că în bisericile noastre trebuie să se introducă această idee. Ne avem un manual special pentru consilierea aceasta premaritală, în care are de a face strict cu viața omului, pentru că dacă ai inima bună, dacă motivația de a te căsători este sănătoasă, dacă ai trecut prin acest proces și Domnul a vindecat rănile, dacă ai știut ce trebuie să laci acasă la părinții tăi, ai această claritate să vezi cum să gestionezi toate celelalte probleme. Că unii vorbesc la anumite comerții de familie cu gunoiul. De ce nu duce bărbatul gunoiul? De ce se simte bărbatul știu ce? De ce femeia se simte nu știu ce? și încep niște chestii acolo ca să se dea niște soluții, dar soluția nu este cum și când să ducă gunoiul. Problema este că în inima lor este o problemă care determină să reacționeze atunci când cineva îi cere du gunoiul. Nu e problema gunoiul, problema este ceva adânc în inima e acelei vorba persoane. De rădăcină. De rădăcină acolo așa. Că noi putem și din păcate tot timpul se cosmeticizează acest pom care orice ai face tot fructe sălbatice dă hmm. și atunci trebuie altoit cu ceva sănătoși. Așa cum noi am fost altoiți, da? tot la fel și în căsnicie trebuie acolo ceva altoit, ceva sănătos. Revin la partea a doua, la cazul 2, când cei doi au trăit împreună. Da. Lucru foarte grav și din păcate, familiile care vin în consiliere, foarte multe dintre ele, l-au amendat le simt, au un anumit mod în care ele reacționează, vorbesc și evită subiectul acesta, dar ajung acolo, după o zi, două de consiliere, în care trebuie să îi le întreb și ei trebuie să mărturisească. Și întreb de cât timp trăiți împreună? Pentru că se vede imediat. Și, urmează chestia aia acolo de intimidare. Ă, păi știți cum a fost? Dar unii reacționează și sunt, wow, e o liberare. Că n-am amăturțit o noi. Și o zice, o povară, ducem povara asta de 10 ani, de 15 ani și tot o ducem povara asta cu noi. Și nu știm de ce toți ăștia 10-15 ani Parcă am trăgeam după noi uh, zeci de, de vagoane cu probleme și greutăți și piatră acolo. Păi de ce? Pentru că atunci când voi v în îngenuncheat și o să vină pastorul să pună mâinile peste voi să o binecuvinteze, bun, a fost un gest acelui pastor care n-a știut nimic despre viața voastră. Dar Dumnezeu știe tot. Da. Dumnezeu nu are cum să binecuvinteze ceva ce el nu a născut. Și pentru că fiecare căznicie în Domnul este născută de Domnul. Când este născută de Domnul, el binecuvintează acea căznicie. Chiar dacă sunt probleme, dar chiar dacă vin acele probleme, atitudinea e alta. Pentru că am alte resurse să aduc în acel conflict. Pentru că suntem oameni, suntem foarte diferiți. Îmi spuneau uh, 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 niște bărbați, chiar și ce suroare, dar mai multe bărbați ziceau: A, nu știu de ce ai toată că asta asta așa frumoasă. Știi imediat cum să o iei pe soție, imediat cunoști toate detaliile de că ești consilier. Să ne zice: Du-te întreabă pe soția mea, chiar așa e? Pentru că sunt și eu om. Greșesc și am făcut-o pe soția mea să sufere mult timp până când am înțeles că, de fapt, niște lucruri din inima mea nu le-am rezolvat și nu le-am pus pe masă înaintea domnului și înaintea soției mele și înaintea unui alt consiliat. Am o problemă, ce să fac pentru asta? Pentru că după cum spuneți dumneavoastră, nu-i doar să aveți un manual, să-l citiți, știu, regula 1, 2, 3, 4 și după aceea este munca pe care trebuie să o depună cel consiliat, să știi că mai trebuie să lupt cu caracterul meu, cu pornirile mele și totul de interior. Spuneam așa cu o, o formă de glumă cu uh, un soț și am zis n-ar fi bine ca soțiile noastre să vină cu manual de instrucțiuni. Adică să știm ce să zicem, cum să zicem, ca totul să fie când super. Să Dar, sau când să zicem că totul să fie bine. Dar vezi, aia ne face pe noi umani. Când noi împreună ne cu Duhul fuim. Sfânt ne șlefuim da, da, și da. suntem ca niște rost din dințate. Ies în la început că e nou totul. Dar și când încep roțile să funcționeze, da, exact. nu te mai prește nimeni. Exact. Și atunci, orice greutate ar veni în familia noastră, ca ai 10 ani, ca ai 20 de ani, ca ai 25 de ani, anul acesta, cu ajutorul Domnului, face în 28 de ani de căsnicie mm. de-am zis, wow, scumpa mea, e superbă, m-aș duce cu tine încă 50 de acum înainte. Mm. Pentru că am devenit mai puternici. Când? Când noi, cu adevărat, am devenit ceea ce a spus Dumnezeu un singur trup și paranteză, vorbiți că vreau să un minut, două să atingem lucrul ăsta dacă vă se uite cineva la dumneavoastră aveți o soție foarte frumoasă și îmi permis să spun lucrul da. ăsta că am întâlnit-o și da. știu că vă bucurați dar ați trecut și prin niște greutăți foarte mari dacă ați putea să spuneți pe scurt ce s-a întâmplat soția pentru că cine să uite spune, da bine asta are textele la ele știe pe toate, soția e frumoasă, e sănătoasă spuneți puțin ce s-a întâmplat cu dumneavoastră soția a fost un moment în care la începutul anului 2018 am aflat că soția are cancer. Stadiu 4, metastaze și la ficat și la stomac și mai avea între 2 și 3 luni de de trăit. Eram în Statele Unite atunci când am aflat lucrul acesta și imediat instinctul nostru, copiii erau acasă, a fost, mergem acasă să ne luăm masbul de la copii. Pentru că dacă domnul așa a hotărât, ori o vindecă pe, domnul, pe Gina, ori o va lua acasă. Și am zis, Doamne, voia ta să se facă, pentru că până acum l-am văzut că voia lui e bună, plăcută și desăvârșită. Dar Dumnezeu a avut alt plan cu noi și ne-a deschis acolo niște uși în America, nu am știut, nu ne-am dus pentru asta, în care un medic oncolog de acolo, care iarăși numai prin minunea Domnului am ajuns în contact cu el, a ales să o trateze gratis pe Gina. Care mare lucru în America. Să o trateze gratis. De ce zic gratis? Pentru că am aflat că în acel spital unde a fost tratată Gina, tratamentul pentru cancer era 500.000 de de dolari. Și el a ales, o tratăm gratis. Dar nu a trecut mult și ea a fost vindecată de Dumnezeu. Clar. Dar timpul ăla de când ai aflat și până când a fost vindecat, a fost momentul ăla în care eu am stat, Doamne, de ce vrei să-mi De ce vrei să-mi o iei? Adică acum când uh, suntem bine și am devenit uh, tot mai aproape uniți. de celălalt, uniți și suntem o forță în lucrare și lucrez și așa mai departe, de ce vrei să-mi o iei? Dar de fapt, nici de cum nu avea Dumnezeu un gând să o ia. Avea de gând Dumnezeu să lucreze cu ceva ce era în inima ei. Pentru că erau niște lucruri acolo în inima ei pe care nu le spunea, pe mine m-a dat la o parte, chiar pe Dumnezeu l-a dat la o parte și singurul lucru era neiertarea. Mm. A rămas singură în America aproape trei luni de zile. Eu a trebuit să vin în România pentru că trebuia să organizez nunta beatului nostru. Și am avut nunta România fără Gina, ea fiind în America și totul se vedea online. Deci asta a fost scenă de film când mi-a arătat soția mea. Da. Vă, eu nu vă cunoșteam, dar hai să vezi o poveste de dragoste. Era Timotei, cred că era. Timotei, -a, da. Cel da, care era mare băiat. Mai, băiat da. foarte fain. Se căsătorea cu viitoarea lui soții, era dumneavoastră și pe ecran mare era soția dumneavoastră în spital. Da. A trebuit să aibă așa o, o pălărie. Acolo cred că era la cineva acasă era. Sau, da, acasă. Dar era. Mă rog, era oricum acolo. Era, la ea era în America 3 dimineața, dacă nu mă înșel. Și la noi era 10-11 dimineața la noi. Avea o pălărie pentru că ea nu mai avea păr foarte mult din cauza chimioterapiei. Dar Dumnezeu a vindecat-o. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că a permis cancerul ăsta și a fost chiar o binecuvântare. Lucru greu de zis. A fost chiar o binecuvântare. Cum a privind în urmă și iată că sunt deja aproape șase ani de când s-a întâmplat lucrul acesta, a fost o binecuvântare. Pentru că l-am văzut, i-am văzut o altă față a lui Dumnezeu. Deci l-am cunoscut, l-am văzut cine era Dumnezeu, dar acum a fost o altă față a lui în tot acest context și era foarte interesant cum ea era în America făcea această chimioterapie și eu aveam întâlnire cu familie că aveam consiliere aveam programat pe șase luni aveam consiliere acolo dar aveam în mine o speranță că ceva se întâmplă, hmm. ceva frumos se va întâmpla și chiar s-a întâmplat asta am vrut să spun că îi, când el îl când îl vezi pe unul că le are pe toate, ca așa pare, hai să știm puțin și din spate și vă mulțumesc mult că v-ați deschis da. cu lucrul ăsta. Vreau... Poate să... să spun despre ce trecut eu, tot în grăznicie. Vreau să vorbim despre lucrul <laughs> ăla în momentul în care o să fie și soția dumneavoastră. Deci eu da. simt că e, ăla e un podcast pe care trebuie să facem da, la momentul da. potrivit. Dar uh... zic accidentul în care l-am avut și eu două accidente care uh, am fost declarat mort de două ori. Serios? Da? Wow. Care a fost paralizat de la brâu în jos și. Dumnezeu are momentele lui. Are momentele lui și sunt frumoase. Hmm. Când ele permite, el știe de ce le permite acolo. Și de mulți ani noi, ca familie, avem rugăciunea asta: Doamne, strică planurile. strică planurile pentru că uh, e frumos. Avem un Dumnezeu minunat care tot timpul ne vrea binele. Nici de cum nu ne vrea să ne facă rău. Deci am pornit de la ideea aceasta că chiar dacă știi anumite adevăruri care sunt notate acolo frumos de la 1 până la 10, 2, toți pași, cum sunt multe cărți, 12 pași pentru a fi fericit, după a schimbat tehnica de marketing, 5 pași pentru a fi și așa, tot este factorul uman, dar și factorul divin, care, adică Dumnezeu, care îngăduie anumite lucruri în viața ta. Și acum aș dori să vă pun următoarea întrebare. Ați putea să ne oferiți câteva exemple pozitive în urma consilierii premaritale, dar și exemple negative? Nu cu nume, dar pur și simplu să vedem ce s-a întâmplat când s-au asculta, ascultat sfaturile pe care le-ați dat și ce s-a întâmplat când de fapt nu s-au. Acum vreau să spun că toate acele toate cupluri care au venit în consiliere premaritală de mulți ani nu au mai venit în consiliere de familie. Hmm. Okay. Pentru că s-a rezolvat uh, Pentru că s-a rezolvat probleme. lucrul ăla a, Nu înseamnă că nu mai sunt conflicte Nici de cum da. Dar când se rezolvă inima Și scopul lui Dumnezeu a fost Vreau să-ți iau inima aia de piatră Să-ți o inimă de carne acolo În momentul în care Dumnezeu a vindecat Acea inimă de carne Automat perspectiva ta Paradigma ta cu privire la Soția, la soț, la oameni, la context s-a schimbat. Și atunci tu poți să ai altă atitudine în conflict. Automat poți să pui altfel problema atunci când va veni conflictul. Și atunci nu va duce acel conflict gata, ne despărțim. Dar dacă intri în căsnicie și nu ai consiliere premaritală și ai lucruri ascunse, motivații greșite, de aceea spus, Am avut în, fami în consiliere familie care ne-a căsătorit de șase luni și suntem în divorț. Mm. Ne-a căsătorit de un an de zile și o zici, noi deja nu mai stăm împreună de vreo trei luni. Și o zici, frate, dacă nu ne ajutați, noi divorțăm, noi ne despărțim. Și atunci, stai să te gândești, oare oamenii de ce fug de consilierea premaritală? Și atunci când cineva evită sau chiar nu vrea, să aibă această consiliere maritală, e clar că ei vor să ascundă ceva. Au fost persoane care m-au invitat la ei la nuntă. O va să veni să predicați, să la cune și am zis, da, vin, dar asta este condiția. Vreau în ăștia șase luni până la nunta voastră să vă faceți timp cel puțin trei zile tăi să ne întâlnim. Și Pentru tot... că inima dumneavoastră este să-i ajutați pe oameni, nu să fiți la un eveniment din ăla care totul e frumos, bling-bling, tot zâmbesc și după aia apar ravagile și apreciez mult lucrul acesta. Deci despre ei este vorba, nu este vorba despre mine. Că spune, after wedding comes the marriage, da? adică Corect. după nunta respectivă, după wow, frumos și totul este dulce, urmează cu adevărat căsnicia. Și aici spun, fost uh, o familie după o săptămână, două de lunaia uh, luna aia de miere și păstorii au întrebat, nu, no, cum a fost în la de miere, așa, și ea care lună și el care miere. Deci Imediat pentru că au e plecat. E comic, dar e trist. E comic, că dar. E... așteptările da. de, de la început, că vai, sex, vai, da, bani, da, vai, da. aia, totul, ne luăm mașină, ne luăm casă, ceea ce nu se întâmplă pentru 99%, doar la tate sau mami. Da, mai mult. Dar asta am observat la dumneavoastră că sunteți interesat. Măi, eu nu vreau să fiu curios de dragul de a pune întrebări uh, foarte intrusive. să aflu despre voi. Da, că nu, nu. Dar eu vreau ca voi să fiți fericiți. Ca un om care sunt fericit, am o relație faină cu soția mea, l-am văzut pe Dumnezeu la lucru și noi avem conflicte și asta Clar. Tot, uh, vă spun că mă deranjează astăzi foarte tare când oamenii pozează într-un anumit fel, dar ei în casă au acolo focul care arde și -o scopul este da. să scoatem focul ăla să-l oprim ca oamenii să fie fericiți și a zis de cuplul ăsta trei, trei zile după două zile cum a fost? Da uh, dacă ai inima vindecată poți să fii fericit și închirie într-o garsonieră da Poți să fii fericit uh, doar undeva să ai un servici, da și să ai doar strictul necesar și să fii extraordinar de fericit. Scuze că te foarte adist asta vreau să zic. Deci n-am să uit, la început de, împlinim, împlinim anul ăsta, patru ani de, căs de căsătorie și cum scumpa a mea soție. Mulțumesc. Și mulțumesc frumos, la fel vă doresc. Și vă doresc ca în momentul în care plecați în să vă ia Dumnezeu pe amândoi. Am deci, Și Deci vă și eu, e, soția noastră. Asta e noastră, să știi. Da, de, deci asta, mi-am mi dat seama că mai asta vă, e o urare foarte frumoasă. N-am <gânt> să uit odată, când mi s-a stricat mașina <gânt> și eu trebuia să stau în mașină, Șanca s-a dus la motor. Și s-a murdărit, după i am schimbat, ea s-a dus în mașină, eu m-am dus la motor. dar ne-am uitat la, la un moment dat unul la celălalt, era murdar de vaselină pe fața mea și am început să râdem și am zis Doamne mulțumesc pentru cât timp ne-ai dat mașina asta, Este foarte recunoscutor și mi-am dat seama, puteam să avem ultimul model de nu știu ce clasă de mașină, dar dacă noi în casa noastră unde stăteam în crin, nu aveam un cămin exact. unde să fie da. cald, se rupea tot, am vrut exact. doar să spun da. asta, că mi-am adus da. aminte... Și adevărat, ci din păcate unii își iau identitatea familiei lor din ceea ce au, din ceea ce sunt pe scară socială, dar uită că seara vine acasă și se uită unul spre celălalt. Și sunt doi străini. Și sunt doi străini. Și atunci tot ce doresc eu să fac pentru oamenii ăștia este ca să aibă o căsnicie fericită. Nu poți să ai o căsnicie fericită având un bagaj și duci bolovan după tine. Și atunci, familia asta, cuplul ăsta care urmat să devină familie, nici cum nu și-au găsit timp să facă lucrul acesta, să vină la consiliere. Și le-am zis că am zis, dragii mei, stați mai aici, eu nu o să vin la voi la nuntă. Pot să vin ca invitat, dar nu o să vin acolo să, să, mă dau rog pentru voi, să dau nu o să fac chestiune. Păi nu, dar și vă rugăm, am zis, nu, asta a fost condiția și ăsta e principiul meu. Nu s-a supărat. Dar e problema lor. Da. Dar principiul meu este. Asta scari. e principiul meu și nu pentru nu cumva au un eu principiu. Nu, pentru că diavolul de-abia așteaptă așa ceva ca să găsească un precedent. A, las că mi-a făcut-o, dar nu am dus nici, nici la da, ce e așa importantă consilierea aia. Și țin foarte, foarte mult și vreau cu toate cuplele cu care eu fac consiliere premaritală să nu-i mai am ca și clienți. Hmm. Să nu-i mai am ca și clienți. Sau să vină peste 20 de ani să zică, vai, mulțumim frumos, domnul Horațiu, pentru ce a făcut pentru noi. Mulțumim că dacă nu aveam acele întâlniri acolo, noi astăzi nu eram aici. Hmm. Și așa îmi mulțumesc copiii unor familii și zis, mulțumim frumos că Ni le-ați redat pe tata înapoi Mulțumim pentru mama când ne-ați dat-o pe mama înapoi Chiar dacă pe moment Oamenii pot să fie supărăcioși Noi să vă uitați la fericirea pe termen lung Nu pe la, moment Lasă să uită și Dumnezeu la noi M-a durut când a avut soția mea cancer M-a durut când Dumnezeu A intervenit în viața mea Așa un pic dur Dar privind pe termen lung Și în perspectivă, în prim plan A fost foarte sănătos foarte sănătos. Toate lucrurile lucrează înspre binele nostru, dar nu după așteptările noastre. Mm. Pentru că Dumnezeu are în vedere ceva mult mai mult decât suntem noi atât de limitați. Mm. Foarte, foarte frumos. Um, o altă întrebare. Ce uh, realitate îi lovește pe tinerii căsătoriți prima dată cel mai des în prezent? Din toate cazurile pe care le-ați consiliat noastră? Primul lucru după noaptea nunții și urmează acea săptămână două săptămâni încep să se vadă cine sunt ei mm. okay. și din păcate au fost foarte multe familii, în mod special soțiile care au spus când am realizat după două săptămâni cine este și ce am făcut, mi-am pus binele în cap și am zis cum ar fi fost dacă ne întâlneam cu trei luni înainte. Și din păcate, mulți au fost și uh, soții și soți care au zis, nu cred că m-aș mai fi căsătorit cu el sau cu ea. E dureros? Nu? E foarte dureros. Și atunci, de ce să nu începi o viață de căsnicie în toate facultățile mentale, adică să știi tot despre tine, în mod special, cât și despre celălalt? Știi la ce să te aștepți? Știi cum să pui problema, știi unde e durerea celuilalt, știi cum poți să-l ajut pe celălalt, pentru că de aceea mă căsătoresc. Vreau să fiu un ajutor pentru celălalt, vreau să-l ajut pe celălalt. Păi da doi ori nu se pot căloziune pe celălalt. Mm. Două persoane care sunt rănite, două persoane care aduc fel și fel de bagaje în căsnicia lor, n-au cum să se facă bine unul pe celălalt. Și atunci dau față în față cu realitatea asta și o zic ce fac acum și începe acele uh, mustări de conștiință sentimente de vină că acum trebuie să stau în căsnicia asta de ce pe păi mă duc la biserică ce o să zică oamenii și ca o povară din aia care te trage și atunci căznicia se transformă în căznicie. Mm dar de ce când Domnul Iisus atât de frumos vorbește despre relația dintre soț, soție când vorbește atât de frumos chiar o comparat Hristos, biserica, soț, soție atunci dacă el vede atât de frumoasă această relație, de ce nu este? Mm. pentru că elementele sunt altele mm. și atunci când se schimbă acele elemente, când se transformă acele elemente se transformă și contextul mm. și mai mult decât asta eu îi văd pe cei doi. Dar îți voi doi la un moment dat veți avea copii. De ce vreți să multiplicați viața voastră, păcatul vostru, să-l dați mai departe? Dar de se poate întâmpla lucrul ăsta? Sigur. Se poate transmite din generație în generație lucruri care nu au fost toate rezolvate sau care au fost chiar puse sub preș? Da. dacă ați putea să explicați. Când sigur. văd anumite aspecte în viața unora, mai, ca familie vorbesc acum, Încep să le fac o genogramă. O genogramă e un fel de arbore a de familie, dar bazat pe relații. Și mergem, am mers cu cineva chiar patru generații în urmă, discutând de unghi, de mătuși, de buni, străbuni și așa mai departe. Și la fiecare generație s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva. Dar aveau același lucru în comun. Aveau același lucru în comun. Și automat a venit la el. Cum o sărit la el? Nu știu asta. Dar pentru că am văzut în urmă că s-a repetat în 4-5 generații, s-a perpetuat. S-a perpetuat și am zis așa puțin. Dacă tu nu te pocăiești și dacă nu aducem asta înaintea Domnului ca el să oprească și să rupă blestem. acest blestem, da? sau acest duh de obicei sunt duhuri pe care uh, uh, le primim de la ceilalți. Nu e o simplu coincidență cum cred unii. Nu, deloc. În Absolut deloc. Tu o vei da mai departe copiilor tăi. Poate, deci nu se ridică părul. Man. Și atunci când le-am arătat aspectul acesta, nu nu vreau să fac asta. Ok, ăsta e un de pocăință. Și aici intervine puterea Duhului Sfânt. Pentru că această conciliere biblică nu are de a face uh, un anumit mod de o începând de asta să gândesc așa uh, din păcate mulți creștini merg pe o gândire pozitivă spune, bă, dar stai puțin, de -aia e biblică nu e biblică, gândirea pozitivă nu este biblică deloc, da? Gândirea, spune Biblia, voi trebuie să vă transformați prin gândirea voastră. Să vă rennoiți, mintea. Spus și simplu să mi-o și atunci uh, eu nu încep să spun niște mantre da, și da, da, unii corect. folosesc versete din scriptură ca pe niște mantre. Și-o scoase din context. scoate, scoate și-am zis, nu, 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 aia nu e biblic. Când Hristos îți schimbă inima, automat îți va schimba gândirea. Foarte frumos. Când s-a schimbat gândirea, se va schimba automat și acțiunile tale. Că de acolo vorbește despre metanoia, este schimbarea minții. După aia spune acolo, mergi mai departe, analizează ceea ce ai făcut și pune lucrurile bune al lui Dumnezeu în viața ta. Nu da dacă rostești slogane care n-au nicio treabă. Cu... Nu au de a face cu asta. Pentru că vezi, Domnul Iisus spune că omul bun scoate lucruri bune visteria. din visteria, bună, bună a inimii lui. Și atunci, când vezi că un om e bun, da? îi vezi niște acțiuni, dar de fapt acele acțiuni sunt conduse și sursa lor este a unei inimi cum? Bune. Ce înseamnă o inimă bună? Inmul înseamnă bine. o inimă transformată. Transformată de cine? Că Domnul Iisus spune că Iisus a venit să păzice Evanghelia celor sărați și după aceea să dea vindecare celor cu inima zdrobită. Și atunci când a venit Iisus și a dat vindecare acelei inimi zdrobite, începe să se transforme inima aceea. Hmm. Și când s-a transformat inima aceea având o relație personală cu Domnul Iisus, începe acțiunea asta, să se schimbe. Și atunci eu când mă o persoană că e bună, e clar, are o relație cu Domnul Iisus. E totul interconectat. Absolut tot este interconectat. Pentru că tot ceea ce a făcut Dumne Dumnezeu cu Domnul Iisus prin Duhul Sfânt are logică. Poate că nu pentru noi, dar tot ce a făcut Dumnezeu are o logică foarte bine pusă în Sfânta Scriptură. Vă mulțumesc foarte mult că ați atins subiectul ăsta uh, pentru că Chiar înainte de podcast discutam despre blesteme, unii spun blesteme, alții spun consecințe transgeneraționale, dar e important de punctat că poți foarte bine să dai pe ecran Instagram, TikTok, Facebook, cum ne punem noi de multe ori, poți foarte bine să dai înaintea oamenilor, dar tu de fapt să știi că ai ascuns acolo lucruri și aici am vrut să vă pun, mai avem 10 minute, dar dacă ați putea să dezvoltați ideea aceasta. Se poate ca să joci teatru față de soția ta, se ascuns un secret care este grav pentru tine, să nu spui și să ai o relație uh, bună cu ea, sau la un moment dat toate o să crape, știți cum sunt țevele alea, da. care rezistă, rezist, rezist și doar... Când un bărbat sau o femeie are un secret sau Chiar o viață dublă. Că da, mă nu, nu că e important Nu mă refer la un secret bun, gen că am să-i cumpăr un cadou Mă refer de obicei la acele dark secrets, cum îi spun da. americanii. Gând... O chestie imorală. Da, să spunem da, așa. Că dacă are un secret și secretul ăla în compoziția lui este o chestie de fapt imorală, el nu-i conectat cu soția lui. El nu-i conectat cu soția lui. Zilele trecute am avut un caz în care el a fost infidel ei. Dar curios că ea nu a simțit. Și lucrul ăsta s-a perpetuat ani de zile, da? Și atunci, pe ea am întrebat-o, de ce n-ai simțit? Am început să dea niște răspunsuri de, de fapt, am zis, voi nu ați fost conectați de la început, de ce? Pentru că voi ați plecat greșit de la început. Mm, ce interesant. Ai plecat greșit de la început și nu a existat acea conectare emoțională între voi vă întâlneați din când în când în dormitor și atât. El spunea doar exact anumite lucruri cât să cunoști tu și ea spunea, păi mai simțeam eu că ascundă ceva, dar, dar, nici chiar atât. Da, da, dar vreau să spun că dacă tu nu te simți conectată cu el, era un secret acolo. Era un secret acolo. Și ăsta trebuia dat pe față. Și atunci când lucrurile se vor da pe față, cei doi pot să conecteze. Vorbind despre uh, acești, uh, aceste consecize sau blesteme sau cum doriți să le spuneți uh, uh, transgeneraționale, când mergi la medic și e suspect de diabet, ce e ce medicul? Primul lucru pe care te întreabă, cine în neamul tău a mai avut diabet? Și tu ce zici, nu? domnul doctor, S -a -s -a -s. eu m-am pocăit <laughs> acum 15 ani, prin nu mai afectează familia. Da. Deci nu, probabil va avea bunicul, mama, tată, nu contează. Dar pentru că eu m-am pocăit, Biblia zice că cele vechi s-au dus și atât că toate lucrurile s-au făcut noi. Eu n-am pe nimeni cu diabet. Ce știți? Uite medicul atent ce zice? Zice, mă, domnule, stai așa puțin, cred că ai o problemă. Că cred nu că nu înțelegi că ai, cum, funcționează, funcționează, genetica, cred că nu înțelegi. Cred că ai greșit medicul, Tu să mergi la altcineva după așa, să treci pe la mine. <laughs> și atunci dacă, dacă în partea asta așa fiziologică toate se leagă și moștenim și uh, gesturi și mimică și uh, mă uitam la băiatul nostru cel mai mic care 12 ani și atât de mult seamănă cu cel mai mare, cu Timotei și vedeam cu să și zis, uite tu la el în mimică, în gestică grimasele, e ca ce e cel mare și zis, de unde le are? Păi mă uit, mă uit la mine mă uit la tine, nu le acuva le are de la noi. le moștenit. Și atunci dacă toate astea le-au moștenit, oare ceva spiritual de la noi nu moștenește? Pentru că noi de multe ori uităm uh, să gândim în uh, paradigma și în perspectiva asta. Suntem trup, suflet și duh. Noi toate interconectate. Crede... Deci noi credem doar că a, eu am o și că mama a avut o chealbaște, dar eu nu iau nimic spiritual de acolo. Mai dacă părinții au plantat lucruri bune, e clar că tu ai un anumit head start în viață, un anumit punct de pornire, că tu duci mai departe sau nu duci mai departe. E ai... de ta, Am făcut un test la toată familia uh, noastră, și la copii, și la nurori, și la. To test la ce vă referiți? La cu un, un, un test de personalitate. Ah, de perso okay. Un test de personalitate. Și, bă, ceea, toate le-am le le pus împreună acolo. Și nu mă încep copiii, zic, wow, cine asemănă, wow, și tu aia, și tu aia. Și însă nu uitați un lucru. Voi sunteți o extensie a mamei și a tatălui. Mm. Atât la lucrurile bune, cât și celelalte care sunt mai puțin bune. Dar la un moment dat, voi în viață veți alege. Foarte fain, foarte fain. Mm. Mă duc mai departe cu ceea ce am luat greșit de la mama sau tata sau vine Hristos și zice asta să o dai la parte și eu încep să o dau la o parte și tu pe măsură ce vezi lucrul acestea începi ca generațiile după voi să se asemene tot mai mult cu Hristos. Dar oricum îți trebuie mare curaj să spui că Tata și mama au și probleme, au și lucruri de care nu sunt așa de perfecți. Cu toți este un moment în viață în care spune, tata e eroul meu, mama e eroina mea, dar după aia vezi că ei și au anumite lucruri pe care trebuie să le schimbe. Eu nu m-am născut nici pastor, nu m-am născut nici psihoterapeut A, și nu m-am născut nici consilier de familie. Da? Am fost om. Da. În primul am fost om. Am greșit mult, și când am fost pastor, am greșit, și când am fost consilier de familie. De ce? Pentru că sunt tot om, Și în fiecare zi am nevoie de sânge lui Hristos peste viața mea, care să spele greșelile, să spele păcatele și eu să încep ca să am eu o nouă zi cu Hristos, eu trebuie să mă întâlnesc cu El în ziua aia. Hmm. Și atunci, ca să ofer oamenilor ceva de la Hristos, eu întâi trebuie să mă întâlnesc cu Hristos ca să le spun lor ceva despre Hristos. Hmm. Sunt tot om. Și acolo, spuneți să să sunt tot om, asta îi încurajează pe oameni să se deschidă și să fie și ei vulnerabili, pentru că și dumneavoastră ați avut anumite lucruri de schimbat. Că oh, da. asta, ca tânăr, că mă uit în generația asta frumoasă, care vrea să fie folosită de Dumnezeu, la noi nu mai e pușcă că fratele le are pe toate, că omul respectiv le are pe toate clare. Noi vrem să vedem, ok, uh, cu ce s-a confruntat omul ăla. Ca să știu ce a făcut Dumnezeu în viața lui și poate să facă și în viața mea. Și cred că am înțeles printre rânduri că din tot ceea ce spuneți dumneavoastră, ca psihoterapeut vorbesc acum, primul pas este mărturisirea. Clar. Deci fără asta nu poți să treci mai departe. Asta nu există. Nu există așa ceva. De ce? De ce este important asta? O așezatul Dumnezeu acolo spune măturisiți-vă unii altora da acolo scrie păcatele dar la păcate spun mai multe spun greșeli spun tipare pe care sunt în viața mea spun obiceiuri rele viciile pe care le am măturisiți-le unii altora și după aceea spune când voi vorbiți aici jos. El, Dumnezeu, este credincios și drept ca să vă ierte și să vă spele de să orice fruț, să curățe orice. absolut tot de acolo așa, da? Deci este pasul ăsta foarte frumos al mărturisirii. Hmm. Și atunci, de ce să nu facem lucrul acesta? Într-un cadru sănătos, să vină cei doi care vor să se Unde căsătorească. nu judecă. Exact, exact, ăsta e lucru cel mai important. Că atunci când ei stau acolo în fața mea, ei trebuie să știe trebuie să simtă mai mult decât orice. Degeaba le spune spre gură, eu nu vă jude, nu vă critic. Pentru că să simte atitudinea inimii, că eu trebuie să mă conectez cu inima lor. Hmm. Și ei trebuie să vadă că eu sunt acolo pentru ei, nu pentru mine. Că la un moment dat spunea cineva, să știți că aveți dreptate. Eu nu te să am dreptate. Da, da, da. Ideea aici. este, tu trebuie să realizezi unde ești. Aia e cel mai important. Dumnezeu de ce îmi spune în fiecare zi ca să-i spun eu două doamne, tu ai dreptate? Nu, el știe cine este și eu știu cine sunt și ca om, și ca uh, soț, ca tată, ca și consilier, eu știu cine sunt. Eu vreau să spun ție ca tu să vezi tu cine ești. Hmm. Tu din tot ceea ce discutăm, tu să realizezi, eu aici am o problemă. Dar tu nu ești egal problema ta. Exact. Și asta îmi place că ați scos. Identitatea am... ta. Nu este problema, nu este greșeala asta. Tu ai o altă identitate. Doar partea asta cu probleme s-ar putea să-ți influențeze identitatea. A, ce frumos și la un moment dat, și la un moment dat s-ar putea să o confunzi această identitate. Pentru că de acolo încep stima de sine foarte jos. Încep anxietate, anxietate depresie, 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 atacuri de panică și toate lucrurile încep să se amplifice. Pentru că s-a amestecat identitatea ta cu o greșeală, cu un păcat, cu niște tipare din viața ta. Și atunci ai dat totul peste cap, l-ai uitat pe Domnul, de ce ai permis și începe după aceea acolo vină, frustrare, totul este amestecat. Și Domnul zice, stai, 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 stai puțin, că nu e așa. Nu așa stau lucrurile. Tu ești mașezat, ești în Hristos dar avem niște lucruri de rezolvat acolo. Atâta hmm. tot este. jucat să vrea să facă cel mai mare consilier care în numele lui este Iisus, astăzi cu fiecare om. Um, când a, auzeam odată pe cei care vreau să scape de anumite dependențe, că ziceau la grupuri și spuneam bună, sunt uh, gică și sunt un acolic. Când tu declari realitățile astea care sunt false peste tine, așa te vei vedea. Exact. Și apreciez foarte mult că a spus lucrul ăsta. Um, vreau să vă aștept și la un alt podcast să discutăm mai în adânc despre consiliere și vă mulțumesc mult că ați onorat invitația noastră. Cu mare naționale. drag. Cu mare drag și altă dată. Dragi ascultători, dragi telespectatori, ați văzut care sunt câteva beneficii ale consilierii, cum poți să te ajute să crești în viață, să fii fericit, să fii bucuros, dar nu uitați că cel mai mare consilier este Domnul Isus Hristos, lui trebuie să vă deschideți inima. Eu am fost Andrei Baciu și vă aștept și data următoare la un alt episod din De vorbă podcast. Până atunci, toate cele bune.